Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta o monedă de un suveran, Eduard al VII-lea, emitent Regatul Unit pe timpul regelui Eduard al VII-lea. Monedă de circulație standard între anii 1902-1910, compoziție aur, greutate 7,99 de grame, diametru 22 de milimetri, grosimea 1,5 mm, formă rotundă, orientarea liniere medalie, sus. Pe avers este portretul neîncoronat al regelui Eduard al VII-lea cu chipul spre dreapta, legendă în jur și înscrisul Eduard al VII-lea prin grația lui Dumnezeu, regele tuturor britanicilor, apărătorul credinței, împăratul Indiei. Pe verso este Sfântul Gheorghe, care ucide dragonul, data și inițialele designerului. Marginea este zimțată. Valoarea nominală a acestui tip de monedă este undeva la 470 de dolari și 1100 de dolari. Se găsesc la vânzare pe piață cu valori cuprinse între 300 de dolari și 2000 de dolari. Moneda de față este o monedă contrafăcută, având mai multe erori, una și cea mai evidentă fiind anul de emitere, 1892, și la fel părul Sfântului Gheorghe, gheara dragonului și multe altele. Această monedă valorează doar greutatea ei în aur. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe.